Elevii mei n-au fost, că n-am avut elevi, am avut o competiție și n-am avut în școala asta niciun elev. Deci s-ar putea să... N-am fost la școală acolo, dar s-ar putea să fost alții, nu elevi neapărat. Nu am cunoștință de asta, au fost doar fetele mele, adică profesoarele. Și n-am înțeles că a fost primarul, viceprimarul Cuțăr. Păi, dar nu, noi nu luăm drept campanie, am avut școala altfel și asta e o muncă educativă. Nu cred, uite, am să discut cu fetele, dar că eu știu treaba asta, că n-au voie să facă politică cu elevii și nici în școală. Păi au, le-a dat din astea, mănuși, saci. Am înțeles. Aveți idee dacă cumva aceste profesoare, pe care dumneavoastră le numiți fetele mele, fac parte din vreo formațiune politică? E posibil, în afara orelor, sigur. S-ar putea să ai niște măsuri cu fetele mele, cum le-am zis eu. Profesoarele mele. Noi nu am luat-o așa, treaba asta, da? Că noi avem niște parcuri repartizate, niște străzi, printr-un protocol semnat cu primăria. Asta o să discut în Consiliul meu de Administrație, dacă e așa, dacă e așa, să fie așa. Am dovezi. Că de vorbe sunt să până peste cap. Deci, da, deci eu nu sunt de acord cu a face politică prin copii, să se profite de ea, asta e foarte clar.